să întâmpinăm 2023 cu modestie, cu recunoștință și cu speranță că e un început pentru țara noastră, un început pentru fiecare dintre noi. Iar acum, în ultimele secunde, vreau să vă spun un singur lucru. Mergeți cu recunoștință spre cei dragi. Sunați-i, îmbrățișați-i, bucurați-vă unii de alții. La mulți ani, oameni dragi! La mulți ani, Moldova!